Duhului Tău mărește sufletea meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Din Epistola către Evrei ca Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, adevărat este că și cel din tâi așezământ avea o rânduială pentru slujba dumnezeiască și un altar pământesc. Căci s-a pregătit cortul mărturiei. În el se aflau mai întâi sfeșnicul și masa și pâinile punerii înainte. Partea aceasta se numește Sfânta. Apoi, după catapeteasma a doua, era corpul numit Sfânta Sfintelor, având altarul tăluierii din aur și chivotul așezământului ferecat peste tot cu aur, în care era lăstrapa de aur, care avea mana, iar toiagul lui Aaron ce o drăslise și tablele legii. Deasupra chivotului erau cheruvinii slavei, care umbreau altarul împăcării. Despre acestea nu putem acum să vorbim cu deamănuntul. Astfel fiind întocmite aceste încăperi, preoții intrau totdeauna în cortul cel din tâi, săvârșind slujbele dumnezeiești. În cel de-al doilea însă, numai arhiereul, o dată pe an, și nu fără de sânge, pe care adușea pentru sine însuși și pentru greșelile poporului său. Este Dumnezeu cel care te-a purtat și sânge la care ai slut, dar este